dimensional. Foarte încântat să văd că sunteți atât de mulți la lansarea noastră pentru o sâmbătă ploioasă. Sunt convins că nu vremea e importantă, ci cartea pe care o lansăm astăzi. Și anume, volumul domnului Mihai Dumitrie Sturza, Aristocrații Români, în lumea lui Proust. Sunt Cătălin Strat. M-am ocupat ca redactor de acest volum și am avut marele privilegiu de a face un text interesant, de a-l face publicabil. El era oricum publicabil, dar îl face publicabil în termen editorial și de a-l cunoaște și mai bine pe domnul Mihai Dumitrie Sturza. Îl știam din vedere de la Biblioteca Academiei, cotrobăind în fișiere. Și eram intrigat, eram destul de tânăr student, nu știam cine este acel domn foarte interesant și foarte muncitor. Am aflat pe urmă și am fost foarte încântat să ne cunoaștem într-o altă împrejurare care a premers apariția acestei cărți. Despre domnul Sturza sunt convins că îl cunoașteți, că știți mulțime de lucruri. Istoricii îl cunosc ca genealogist și ca istoric. Editorii îl cunosc ca autor de studii interesante și domnul Sturza a publicat după 1990 mai multe volume în România. Mai întâi la Roza Vânturilor, apoi la Compania, apoi și-a publicat cele trei volume de cele trei volume ale Enciclopediei Familiilor Boierești și iată, acum cu un volum la editura Humanitas, care este primul, dar nu singurul. Va mai fi cel puțin unul. Un volum pe care domnul Sturza îl pregătește acum. Cotrobăind, evident, în fișierele Bibliotecii Academiei Române. Și nu numai. Așadar, domnul Sturza este cunoscut. Pentru lumea bună din București, domnul Sturza este Prințul Sturza. Știu că nu e foarte amuzat de acest titlu, dar eu amintesc de acest titlu pentru că domnul Sturza vine dintr-o familie boierească. Clișeul este să spui o familie ilustră. E un clișeu? Depinde de unghiul de pe care îl privește. Probabil pentru anchetatorii dumneavoastră nu era nici de cum ilustră. Deloc. Da. Nu, eram... Nu. Origine socială, mic burgheză, prinț. Vedeți? Da, și acum sunt obligat să spun că domnul Sturza a pătimit din cauza acestei origini nesănătoase și la data arestării a aflat că făcea parte dintr-o organizație contrarevoluționară, Pătratul Roșu. Așadar, era membru fictiv al unei organizații despre care se pare că era tot atât de fictivă sau, în orice caz, nu într-atât de periculoasă cât să justifice arestarea unui grup unui grup de elevi din liceele bucureștine. Printre ei și Mihai Dumitrie Sturza. Domnul Sturza este istoric, dar oficial este filolog. Și asta din cauza acestui accident biografic care a fost arestarea și detenția de 2 ani la șantierul de la Vicaz și într-un lagăr de muncă de la Onești. Ar fi vrut să facă studii de istorie, dar un alt istoric român l-a sfătuit să-și caute o carieră în altă specialitate. Oricum, dosarul lui cu originea nesănătoasă și cu
bila aceea legată de picior cu condamnarea, de fapt n-a fost condamnare, probabil i-ar fi făcut mari probleme la admiterea la Facultatea de Istorie. Dar a manifestat dintotdeauna un interes teribil pentru genealogie, pentru istoria socială a boierinii, pe care l-a avut în mod natural datorită apartenenței la familia ilustră Sturza. Da? Sunt sigur că a fost vorba și de o vocație. Domnul Sturza a plecat din țară în 1963 și a lăsat în urmă o mulțime de prieteni, dar a luat cu ei personaje din istoria românească, printre ei Nunuță Rosnovanu sau Nicolae Rosetti Rosnovanu, care a fost un fel de pretendent la tronul Moldovei și al țării românești, nu știu cum să spun, Principatele Unite sau asociate mai degrabă. În fine, era acest Nunuță Rosnovanu care era personajul studiilor lui Mihai Dimitrie Sturza. Era un tip foarte interesant. Sigur, n-am să amintesc de toate lucrurile pe care le-a făcut domnul Sturza în Franța, am să amintesc de faptul că a fost traducătorul, interpretul lui De Gaulle în România, în 1968, când De Gaulle a vizitat Bucureștiul și Craiova. Dar în paralel își urma vocația de istoric și a scos o lucrare interesantă, grozavă, de genealogii grecești, albaneze și constantinopolitane în 1983, o lucrare uriașă, de câteva sute de pagini. După 90 s-a întors în țară și ne-a dăruit alte volume, printre ele cele trei volume ale enciclopediei familiilor boierești și acum pregătește încă două care vor apărea în curând nu știu la ce editură. Vor apărea, dar așa. Lucru care pe mine mă face să spun că domnul Sturza este stăpânul cheilor de la arhondologia românească. Nu e familie boierească să nu fie amintită. Stăpânul cheilor de la arhondologie. Cartea pe care o lansăm astăzi se bazează pe niște texte care au apărut deja în această enciclopedie despre care vă vorbeam, dar eu cred că apariția lor într-un volum mai mic e mult mai potrivită. Mai întâi din motive practice. E mult mai ușor să citești pe sofa sau pe divan un volum atât de mic decât un tom uriaș de câteva kilograme, nu-i așa? Pe urmă, textele acestea se pierd în convenția enciclopediilor și a dicționarilor și sunt consultate în grabă, cumva. Așa cum sunt consultate materialele cuprinse în referințe. Transpuse aici, în acest volum, se nobilează și capătă valențe literare. Dintr-o dată avem niște portrete cu lumini și umbre mult mai accentuate, cu nuanțe foarte fine. Remarcam în timpul lucrului la volum că domnul Sturza nu face reverență eroilor săi. Ba din contră, e uneori foarte ironic. Domnul Sturza nu construiește statui depus în grădina publică, să aibă târgoviții motive să se mândrească. Domnul Sturza își alege personajele și le descrie cum îi convine și cum îl inspiră formația sa de istoric.
Avem aici patru personaje ilustre. Anton Bibescu, Marta Bibescu, Ana de Noi și Elena Bibescu. Toți sunt din marea boierime românească. Toți au legături extraordinare în nobilimea franceză. Cu toții sunt importanți pentru istoria propriu-zisă, istoria cea mare, politică și socială, dar și pentru cultura românească. Sunt, cred, niște portrete foarte reușite și poate sunt strânse în jurul prieteniei pe care au avut-o cu Marcel Proust. În afară de a vă recomanda această carte, nu știu ce aș putea să vă mai spun. Cred că mai bine vorbesc invitații mei pe care am să vi-i prezint acum. Domnul Andrei Pipidi, domnul Sergiu Iosipescu, profesor la universitate, doamna Georgeta Filiti și autorul. Cu toții sunt istorici remarcabili, cu toții sunt foarte avizați și foarte calificați să vă vorbească și de istoria secolului XIX și de istoria boierimii române și de împrejurările care această boierime s-a stins cumva. Aș vrea să le pun întrebarea înainte de a le da cuvântul. Aș vrea să-mi răspundă la întrebarea care ne frământă de mai multă vreme. De unde acest interes pentru boierimea română? Acest recent interes. Întrebarea e către autor sau către noi? E către dumneavoastră, ca istorici. Bun, atunci dă voie să iau eu primul cuvântul și să răspund cel din tâi, după care acest microfon trece mai departe. E o întrebare al cărei răspuns e firesc, e evident. Adică e un subiect care a fost trecut sub tăcere. E un subiect damnat. Rezultatul, majoritatea populației a rămas în ignoranță completă despre ce putea să fie boierimea românească. O minoritate din ce în ce mai redusă, adică pe măsură ce se stingea o generație după alta, trăia violent resentimentul față de această nedreptate. Ei, prin urmare, în momentul în care s-a renunțat la cenzurare, la suprimare și falsificare, a năvălit subiectul boierimii. Cu neajunsuri asupra cărora nu am să stărui aici, sunt conștient de ele, dar nu e locul să vorbim despre anumite pretenții snoabe. Erau și ele inevitabile tocmai prin izbucnirea subiectului. Cred că deocamdată am spus destul și rog pe Sergiu Iosipescu să mă continue. La această primă întrebare, răspunsul meu, doamnelor și domnilor, onorați prieteni, e puțin diferit. În primul rând, așa cum calcula cineva, toate guvernele până în 1940 ale acestei țări au avut în componența lor, de fapt, descendenți ai marilor boieri. Și Arzătoianu era un mare boier și Tătărescu avea măcar o mătușă, un bunic. Și de fapt, în fiecare dintre dumneavoastră, pe o cale sau alta, există
urme ale acestei descendențe din fost marboier, Alecu Rusov, care era un pașoptist și un unionist, avea în secolul XVII un mare mistier, un mare boier, dintre marii boier de divan ai Moldovei. El era un boierdaș la vremea în secolul al XIX-lea. De ce interesul pentru marii boieri, pentru boierime acum? Pentru că ne aflăm într-o gravă criză a elitelor conducătoare. Și căutăm, în toate felurile, să vedem cum se poate rezolva această criză. Petre Cal avea o vorbă, nu o să spun decât prima parte, aceasta e o țară făcută de boieri și a ajuns pe mâna... Deci, problema în care este, la vremurile acestea ale noastre, este a unei elite, elite care să știe cum să cărmuiască și cum să refacă țara. Doamna, nu vă ascund, mie întrebarea mi s-a părut puțin neașteptat. Pentru că e de la sine înțeles când prezentăm o astfel de carte să discutăm despre elite, dar lucrul este foarte simplu. În vreme de 60 de ani au existat niște indivizi cu un instinct ominit care au făcut niște evenimente, pentru că de fapt cei care le-au organizat, cei care le-au inițiat și le-au condus, fie erau în pușcării ei și urmașii lor, fie nu se putea vorbi despre ei. Și atunci, cum istoria se află într-un permanent balans, de unde ani de zile nu s-a vorbit de personalități, acum ne-am trezit și ne dăm seama că trebuie să-i căutăm. Și odată în plus, domnul Sturza face acest oficiu recuperator, în clipa când discută reprezentanții ai boierimii române care se manifestă în străinătate. Și dacă vreți, este un argument în plus că am fost prin elite, e adevărat, subliniez lucrul acesta, am fost și am rămas europeni. Iată un motiv, cred eu, absolut suficient ca să ne ocupăm nu de neapărat cu această idee, hai să facem istoria boierimii. Nu. Hai să vedem contribuția celor care, într-adevăr, s-au vădit în vari domenii a fi ctitori. Că e vorba de diplomați, că e vorba de scriitori, de medici, de avocați, toate meseriile practicate în România de 100-150 de ani, numără printre membrii lor, în primul rând, reprezentanți ai boierimii. De aici această nevoie de a reprezenta faptele. Închei, deci, această sesiune de prezentare a unei lucrări. Păi nu, era doar o întrebare, nu știu nici de cum. Deschidere. Urmează. Dar întrebarea provocatoare. Prolegomenul. Antevorbitorii au subliniat în mod foarte dens și concentrat faptul că după 60 de ani de regim de cenzură totală și de torturare a vieții intelectuale românești, tema boierească revine în forță. Așa cum s-a spus, ea revine în bună parte și datorită faptului că ea a constat un subiect interzis. Boierii erau oameni răi, care au sub sângele poporului și care trăiau din sudoarea țării. Aici aș vrea să adaug câteva cuvinte legate tocmai de acest aspect, și nu neapărat de cartea pe care o prezentăm astăzi, faptul că mi-am pus și eu întrebarea, ca atâta lume, dacă o rânduire socială putea fi justificată prin existența
în huzur, în lux sau în confort, a unei foarte mici pături sociale, care trăia efectiv din munca și sudoarea plăcașilor, a țăranilor și a poporului în general. Bineînțeles, odată cu mersul istoriei, lucrurile s-au ameliorat, au apărut libertăți și drepturi de care clasa supusă nu avea, la care clasa supusă nu avea acces, dar în momentul în care, în 45-46, după eliberarea, pe ghilimele, a României de către glorioasa armată sovietică, s-a instalat o nouă orânduire socială care se pretindea eliberatoare și purtătoare de progres. Citez în cartea pe care o prezentăm astăzi o frază a unui ziar, cred că era Scânteia, din anii 49-50, în care, fiind vorba de Castelul de la Mogoșoaia, erau fraze mari, patriotice și comuniste: Mogoșoaia a revenit în stăpânirea celor care au muncit, care au construit-o și nu a exploatatorilor de secole. În același articol se insista asupra faptului că, și titlul era al unui articol de răspuns mult mai târziu în legătură cu Mogoșoaia, bube pe obrazul patriei. La ce bube se făcea referință? La toate construcțiile de proastă calitate, de gust în doi construcții chici, care s-au înmulțit pe malul lacului de la Mogoșoaia, se putea spune că ele sunt produsul noului gust al noii clase stăpânitoare, elitele comuniste. Deci se poate îndrăzni să spunem, să punem întrebarea dacă într-adevăr faptul că boierimea a dispărut și faptul că au dispărut reprezentanți foarte străluciți ai boierimii, despre unii despre ei, ocupându-mă în lucrarea de față, care au răspândit numele românesc în străinătate, dacă dispariția acestei clase boierești este justificată și dacă ea se explică prin înlocuirea ei cu o nouă clasă conducătoare formată din ceea ce se numea, ceea ce spunea ea însăși, cei mai buni fii ai poporului. Acum, după 50 de ani de dominație ai celor mai buni fii ai poporului, vedem că economia țării a fost dusă de rupă, că tribunalele și instituțiile Ministerului Justiției se ocupă și nu mai termină cu anchetarea cazurilor de jaf și de furturi comise de cei mai buni fii ai poporului și trebuie să constatăm acum, după atâta vreme, că putem regreta dispariția unei elite care avea păcatele ei, care deseori nu avea foarte multă moralitate, dar care reprezenta țara în mod strălucit și era o elită totuși de oameni cultivați și educați. Această elită a dispărut. Eu am încercat să o reînvii în cărțile mele despre familiile boierești. Trebuie să spun că mai sunt autorul și alte lucrări care n-au, care n-au subiecte din domeniul ăsta, ci se referă la istoria recentă din secolul XIX și din începutul secolului XX a României, unde boierii au un rol mult mai limitat. Vreau să mulțumesc editurii Humanitas că adăpostește astăzi o lansare a unei cărți care mi-a pricinuit multe satisfacții și la care am muncit mult, dar cu plăcere, pentru că atunci când poți să scrii despre ceea ce îți place, resimți, bineînțeles, o plăcere deosebită și ai senzația că ești util în domeniul în care te pricepi. Vă mulțumesc foarte mult! Mi-e teamă că am speriat cumva întrebarea mea obraznică sau așa și am stat că nu vorbim despre carte. Întrebarea a fost
așa formulată, că nu puteam vorbi încă. Da, dar acum vorbim despre carte și despre personajele ei. Da. Vă alegeți fiecare câte un personaj din carte? Da, domnul, poate. Da? Bine. Las tot pe domnul DPD. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, doamnelor, ladies first, și de urmă cred că majoritatea publicului reunit aici este feminină. Dați-mi voie să vă amintesc că nu sunt aici pentru o conferință, ceea ce ar fi fost mai obișnuit pentru mine, ci pentru a prezenta o carte, o lansare de librărie, adică ocazii pe care recunosc că le evit de obicei de astă dată. În schimb, am primit cu cea mai mare plăcere sarcina care mi era acordată, fiindcă aceste texte le cunoșteam din volumul B al enciclopediei pentru care îl onorăm pe domnul Struza și îi suntem adânc recunoscători. Volumul B, adică volumul în care Bibeștii figurează și, după cum știu aceia dintre dumneavoastră care au avut în mână această lucrare monumentală, ea este compusă din arborii genealogici, inevitabil, dar și de comentarii biografice de cele mai multe ori, medalioane în legătură cu unul sau altul din personajele la care se referă lucrarea. Aceste texte aparțin adesea, cel mai frecvent, cred, autorului coordonator, altădată sunt ale altor istorici, fie că mai sunt sau nu în viață, care s-au ocupat de aceleași personaje. Așa se face că e o carte cu totul specială, cu totul originală, în care găsim instrumentul de lucru neapărat necesar pentru cercetări erudite, dar în același timp și evocări foarte puternice, foarte vii ale unor figuri istorice și, firește, cele care au trăit mai aproape de noi, unele cunoscute chiar de autor sau cel puțin de cei din preajma sa. Și aici e cazul bibeștilor de care va fi vorba în această carte. Marta E. Marta era prima alianță bibescu, era una povari, pentru că vine acum în minte, trebuie să vă atrag atenția că este încă pentru câteva zile o expoziție la Biblioteca Academiei, o expoziție de fotografii despre care mi s-a spus că este foarte interesantă și așadar vă recomand să o vedeți. De asemenea, o aniversare este prilejul pentru alții care se ocupă de
Viața și opera Marte Bibescu, să țină conferințe și să atragă atenția publicului asupra personalității ei. Revin la carte pentru a spune că mie care citisem textele, dacă aveam acum răgazul să le savurez, mi-au dezvăluit un talent literar al autorului la care nu fusesem destul de atent înainte. Văd că și domnul Strat a făcut aceeași observație, o veți face și dumneavoastră, sunt sigur, fiindcă minuția cu care fiecare pagină e scrisă te-ar face să te gândești mai întâi la un ceasornicar. E bine, nu. E un giuvaergiu cu aceeași extremă atenție sunt alese și cuvintele de cea mai frumoasă limbă românească și cele mai evocatoare. Da, este una din plăcerile pe care vi le pot promite pentru această carte. Să mă grăbesc, nu vreau să întârzie ceilalți vorbitori. Trebuie să spun neapărat, totuși, că Antoan Bibescu, dacă ne cereți să alegem personajul favorit, este pentru mine, fără doar și poate, el, apare în carte extrem de convingător. Întâi, să fim drepți, aproape nimeni nu mai cunoștea, nimeni nu mai știa de el. Dar chiar noi care credeam că știm, am descoperit laturile personajului, episoade din biografia lui, care sunt impresionante. De pildă, ceea ce este așa de amănunțit, relatat, rolul lui la conferința de pace de la Paris, unde a depus eforturi eroice pentru a face soarta României mai puțin vitregă. De asemenea, sunt pagini și pagini, poate zeci, nu le-am numărat, în care activitatea lui Antoan Bibescu în străinătate este expusă, este descrisă cu detalii surprinzătoare. Ar trebui să știm cu toții că anglofilii erau foarte puțini în România până la primul război mondial. Fără îndoială, el a fost unul dintre cei care au deschis drumuri, au lăsat urme și așa mai departe, înconjurat de cărți englezești și de englezi. Toate astea sunt interesante, cum e interesantă și pagina despre activitatea Antoan în Spania. Toate astea sunt revelații. Și pentru toate acestea mulțumim domnului Stursa. Cred că ce am putut spune, am spus și trec mai departe
acest microfon. Ce mă îndreptățește să vă vorbesc pe lângă frumusețea acestei cărți, care de la început vreau o remarc, sunt sfertul de secol pe care mă leagă de Mihai Struga, de la întoarcerea sa, colaborarea la volumele enciclopediei, colaborarea la alte proiecte viitoare și la faptul că am fost onorat să particip la o grandioasă restituire istorico-genealogică, care este enciclopedia familiilor boierești din țara românească și Moldova. Acum, în această carte, care este nouă totuși, pentru că ea conturează mult mai precis personalitățile Bibeștilor, ale Martei Lahovari, căsătorită Bibescu, ale Elenei Costache Pureanu, căsătorită Bibescu, și a celor trei, de fapt, Bibești și Basarab Brâncoveni, Emanuel și Antoan, Emanuel și Anton, și ale comtesei Anne de Noailles, Ana Basarab Brâncoveni. După exegeția lui Proust, în La Recherche du Temps Perdu, evoluează vreo 200 de personaje. Fără să fac un comput, în cartea de acum a domnului Mihai Struza, evoluează peste 200 de personaje. Peste 200 de personaje, pentru că alături de personajele principale apar, pe lângă membrii familiei Bibescu, Basarab Brâncoveanu, apar tot felul de personaje de la, din saloanele franceze, de la Londra, de la Washington, de la, din Madrid, din timpul Revoluției, din Spania și a începutului Războiului Civil, de la Geneva, din societatea înaltă, dintre marile familii, Caraman și mei, mai până la doctorul Moses Kahane și Belu Zilber din personajele cominterniste. În această mare frescă de personaje, desigur, se desprinde figura lui Antoan Bibescu, în primul rând, și a personajelor legate de Proust, căruia aș vrea să mai adaug pe Afroamarie de Saint-Mihac Fénelon, din echipa de trei care, împreună cu Principele Bibescu, Prințul Bibescu, erau prietenii intimi lui Marcel Proust. Cartea reconstituie în varii nuanțe cariera diplomatică a lui Antoan Bibescu. O carieră de aproape 40 de ani, din 1899 până în începutul celui de-al doilea război mondial. A luptelor lui cu Nicolae Titulescu, cu care a avut numeroase conflicte, și o frază de-a lui Antoan Bibescu explică oarecum ceea ce s-a întâmplat. El spunea la un moment dat, declara, trebuie ca diplomat să știi să citești printre rânduri, altfel existența devine a noastră convențională. Antoan Bibescu se dovedea că știe să citească printre rânduri, știe să citească mai bine documentele diplomatice, astfel că atât convenția de la Montreux, cât și acordurile sovieto-române i-au dat a înțelege că
politica lui Nicolae Titulescu era greșită. Și urmările s-au văzut în anul 1940, iar în ceea ce privește complexia de la Montură, se văd până astăzi. Rolul său în viața politică, în diplomație, este foarte important. Într-un interesant capitol al cărții, despre relația lui Mihai Sebastian cu familia Bibescu și cu autorul Stelei fără nume la Corcova, domnul Struza ne aduce dovada faptului și a felului cum răposatul Leon Volovici a înțeles să editeze jurnalul lui Mihai Sebastian, apărut în 1996 la editura Humanitas. Discrepanțele sunt evidente și textul domnului Struza arată o cu totul altă dimensiune a relațiilor dintre Mihai Sebastian și Antoan Bibescu. Ca și în alte cazuri, de pildă a relațiilor lui Mihai Sebastian cu prietenul său Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat în guvernul Antonescu, certitudinea autenticității însemnărilor jurnalului editat de Volovici pare pusă la serioasă îndoială. Nu voi spune nimic despre Marta Bibescu mai mult decât ceea ce am scris într-o revistă care a trebuit să fie mai pretutine, revista Monumentelor Istorice, buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, unde am vorbit despre Mogoșoaia și rolul Matei Bibescu în refacerea castelului, a parcului, înconjurată de arhitecți străini și mai ales de grija enormă a lui Gene Cantacuzino. Nu vorbesc mai mult pentru că acele bube pe obrazul țării, apărute după 1990, și reacția noastră a Direcției Monumentelor Ansamblului Structurilor Istorice față de această urâtă împrejurare a distrugerii ambianței castelului de la Palatului de la Mogoșoaia, de construcțiile noilor îmbogățiri de după 1990, care au distrus un peisaj istoric, acesta a costat, în anii 1993-1994, a costat existența Direcției și Comisiei Naționale a Monumentelor Ansamblurilor Istoriei Istorice, desființate în anul 1994, pentru că s-au opus acestei distrugeri a operei Martei Bibescu. S-a vorbit despre, în carte se vorbește pe mal, despre conacul de la Corcova, unde Mihai Sebastian a terminat Steaua fără nume și care constituia una dintre rezervele de energie ale lui Antoan Bibescu întors în țară. Am reușit în 1991 să-l punem pe lista monumentelor istorice și astăzi, părăginit în mijlocul unui semi-maidan, ce a mai rămas din parc, din parcul conacului, este prea puțin, conacul de la Corcova există încă și așteaptă o restaurare cuvenită memoriei lui Antoan Bibescu. Totodată trebuie să spun că, totuși, cramele familiei Bibescu, lui Antoan și viile plantate cu grijă de către el, în anii dinainte de Primul Război Mondial și refăcute după Primul Război Mondial, din fericire au fost salvate și vinul de Corcova există încă între noi și poate fi degustat. Este ceva care duce mai departe esențele tari ale acestor boieri olteni. Au trebuit două conflagrații mondiale și mai bine de 7 decenii de fascism, nazism și comunism pentru ca lumea pe care a încercat să o zugrăvească Prus să dispară. Cel de-al doilea război mondial și aproape 50 de ani de sovietism și comunism au distrus regatul României și odată cu el și familia Bibescu. Neamul, inclusiv descendenții ultimei domnișoare Bibescu, dintre mărunții proprietari locali olteni, se stinge azi fără urmași.
cu o judecată sigură, fără vreo prejudecată, cu o informație surprinzătoare, domnul Mihai Stoza ne înfățișează o lume dispărută, o lume a impresionismului, a Art Nouveau-ului, de o deosebită delicatețe și sensibilitate. O lume românească. Pentru că, întemeindu-se pe elogiul lui Nicolae Iorca pentru Contesa Anne de Noailles, Mihai Stoza relevă tocmai introducerea și participarea la cultura europeană în fond universal a unor valori românești. Pentru toate acestea și pentru întreaga sa operă, fie ne îngăduit să-i aducem domnului Stoza omagiul nostru. Băgat de seama că suntem atent monitorizați de domnul Strat, care ne-a spus să ne alegem unul din cele patru personaje. Dumneavoastră ați calcat puțin ordinea și dați-mi voie și eu să fac același lucru, pentru că, de fapt, e vorba de patru personaje absolut fermecătoare, în frunte cu acest diplomat, despre care, iată, acum avem o informație aproape completă și vreau să îl fac simpatic o dată în plus. Își tipărea niște cărți poștale pe care era harta Europei cu un punct. Și alături scria Corcova. În arhiva se păstrează pe care le-ați și văzut. E multă duioșie și dacă am să vă spun, citind cartea o să constatați, să nu fim ipocriți, este un om afam, nu? Are foarte multe prietene. Chiar multe din ele, asta e o premieră în literatură, multe din ele spun că e mult mai plăcut să stai de vorbă cu Antoan Bibescu la orizontală. Sigur, fiecare gândește ce vrea. Și printre aceste prietene, să nu discutăm acum poziția în care s-a consumat această prietenie. Ea rămâne în țară, el e la Paris și ce schimbă oamenii aceștia între ei? Ea îi cere niște sculuri de lână. Ei bine, diplomatul care a avut momente când a făcut vremea bună și vremea rea în ambasadele noastre din străinătate, stă acum să caute la prizunic, la Paris, sculuri de lână albastră, mai deschisă, mai închisă, roșie, da, nu? Eu vreau, de fapt, un portocaliu și așa mai departe. Este o imensă duioșie și bine ați făcut că ați evocat Corcova, nu vă sfătuiesc să vă duceți acolo, pentru că încercând să o vizitați, veți fi în situația să vă dați respectos deoparte ca să treacă bulibașa din strehaia, care, sigur, are un drept de preemțiune cam de 50-60 de ani în acel spațiu. Este o caracteristică a domnului Sturza pe care nu încetăm să o admirăm și să o salutăm de fiecare dată când ne dăruiește o carte, și anume măsura. Te-ai aștepta la un descendent de domn moldovean care a fost persecutat, care a fost deposedat de bunurile lui, care a avut mult de suferit în spațiu românesc, să devină o persoană atrabilară. Și atunci și literatura și scriitura lui să fie acră. Ei, nu este așa. E atâta calcul atent în tot ce spune, judecățile lui de valoare sunt atât de betonate, încât nu le poți găsi cusur. Fără să idealizeze boierimea de sus până jos, fără să condamne reprezentanții clasei muncitoare, iar așa de sus până jos, omul acesta aruncă o privire obiectivă asupra societății noastre. Și atunci e de la sine înțeles ca și portretul lui Antoan Bibescu să fie la fel de obiectiv, la fel de interesant. Acum,
cele patru personaje sunt ilustre în Europa, pentru că de fapt este o extinție spirituală a românilor în spațiul european, dacă vreți, acest demers al domnului Sturza. Și dacă unul e diplomat, femeia la următorul personaj este Marta Bibescu, o femeie extraordinară, o femeie fantastă, o femeie care ajunge membră a Academiei Regale Belgiene și locul ei este luat de alt român ilustru, pentru că, vedeți, toată lumea de la Petre Carp Citire spunea că românii sunt un popor teribil de norocos. Noi am avut mereu generație de acestea de români excepționali care au strălucit în Europa și generația următoare este formată din Cioran, Eliade, Eugen Ionescu. De data aceasta e mai puțin vorba de boieri. Dar este o elită spirituală la fel de importantă, la fel de valoroasă. Boierii minții, iată-i. Și nici Eliade, cum prea bine să știe, i-a luat locul la Academia Belgiană și, sigur, cum se obișnuiește, i-a făcut elogiul. Și acesta este un text de mare frumusețe, de mare detașare, e absolut o încântare. Eu aș adăuga ceva înainte de a începe această ceremonie, discutam cu domnul Sturza. Există un patrimoniu la noi care nu e valorificat și care nu are nicio șansă să fie valorificat în următorii 10, 20, 30 de ani. Și anume, corespondența pe care această femeie încântătoare a primit-o. Dumneavoastră vorbeați de 200 de scrisori schimbate de Antoine Bibescu cu Proust. Ea are cam de 10-15 ori mai multe scrisori păstrate în fondurile românești. Le-a încredințat chiar ea lui Alexandre Saint-Georges. E o lume fascinantă. Este românul cu cele mai largi relații cu corespondenții cei mai numeroși. Și aproape toți sunt oameni de condei, aproape toți abordează o tematică care nu înseamnă solicitare, vă rog să mă ajutați să ajung conțopist într-un loc sau vă rog să mă ajutați cu 100 de franci să fac nu știu ce. Nu. Este o corespondență intelectuală cu elemente extraordinar de interesante și care, fără îndoială, nu e o corespondență românească, dar care ne-ar aduce o dată în plus, aș zice, în topul societății intelectuale europene. Nu-l văd pe cel care le-ar transcrie, care le-ar publica, pentru că lucrul este foarte, foarte anevoios și noi nu suntem într-un astfel de moment. Al treilea personaj al cărții domnului Sturza este un personaj pe care noi l-am iubit, românii. Și el s-a lăsat iubit. E vorba de această adorabilă contesă de Noai, căreia din când în când îi se dădeau niște dupaci, ca să folosesc un termen foarte puțin academic, să-și amintească, totuși, e și puțin româncă. Femeie politicoasă, femeie grațioasă, femeie scânteietoare, strălucitoare, trebuia să recunoască. Dar n-a făcut-o niciodată cu plăcere. Și când a fost aleasă membră a Academiei Române, n-am senzația că s-a bucurat foarte mult. Da, sigur, trebuie să o socotim printre românce și nu, cred că nu fac o indiscreție acum. Există o editură bucureșteană care pregătește un soi de volum femei de seamă din istoria României și Ana de Noai este printre ele. Am încercat să le demonstrez că totuși n-a prea scris în limba română, n-a prea făcut aluzie la rădăcinile ei românești, asta nu împiedică să nu intre într-un
într-o galerie din aceasta de femei ilustre de la noi. Ultimul personaj, și vă înțeleg foarte bine, domnule Sturza, de ce l-ați tratat foarte puțin. Adică e un spațiu foarte mic comparativ cu ceilalți pe care i-l-ați consacrat, e vorba de Elena Bibescu. Aseară, comentând cartea dumneavoastră cu cineva, un răutăcios. A, zice, știi de ce? Pentru că e o femeie și e o femeie urâtă. Doamne, e adevărat, dar nu ăsta e motivul. E vorba de Elena Bibescu, cea care, muziciană desăvârșită, are un salon la Paris și rămâne pentru noi importantă prin aceea că l-a lansat pe George Enescu. Trebuie să mai spunem însă că există un autor în spațiul nostru, contemporan cu noi, e vorba de doctorul Zeletin, care i-a consacrat o monografie imensă unde puteți găsi absolut toate informațiile legate de ea. Mai recent, tot prin osârdia dânsului și a lui Gabriel Badea Păun, alt român desțărat, ultima generație, aș spune, de români care strălucesc în spațiul parizian, grație celor doi, a fost adus un portret al Elenei Bibescu și se află la muzeul, în Casa Cantacuzino, muzeul Enescu, îl puteți admira. Acest buchet de patru personaje pe care ni le dăruiește domnul Sturza, vă sfătuiesc să-l parcurgeți și cred că la sfârșitul lecturii îți avea un sentiment de mulțumire, de încântare, de, aș îndrăzni să spun, convivialitate cu aceste personaje. Până la urmă, cu excepția Anei de Noai, ceilalți s-au simțit foarte români și vibrează, transpare lucrul acesta din portretele prezentate de domnul Sturza. Și avem așa un sentiment confortabil. Iată că se poate ca românii să se manifeste cu strălucire, cu durată, cu prestigiu în spațiul european. Vă mulțumesc! Da, e foarte interesant cum explică lumea în afară ordinea capitolelor într-o carte. Vă mărturisesc cu voia domnului Sturza că eu am făcut-o și n-am ales-o pe Elena Bibescu, ultima, pentru că e urâtă. A fost un calcul intern de producție. Ca Bârlădean, probabil aș fi pus-o prima în carte, pentru că ea este fiica lui... Este mama lui Anton Bibescu și este fiica lui Manolache Costache Epureanu, care e o mare figură locală acolo în Moldova. M-am obținut, nu era cartea mea. Aș vrea v-ați dat seama că sunt un fel de tiran la această lansare. Aș vrea să-l rog pe domnul Sturza să ne povestească întâlnirea lui cu Marta Bibescu. Cu mare plăcere. Întâmplarea a făcut. Și nu am absolut niciun merit. Am ajuns și eu la o vârstă la care, în tinerețea mea, mulți dintre noi, de generația de atunci, consideram că de la 45-50 de ani ești un om bătrân și că cine mai trăiește după aceea a cam încheiat-o cu propria biografie și cu istoria lumii în care a trăit. Înainte de a vă povesti întâlnirea mea cu Marta Bibescu și cred că în seara aceasta, datorită faptului că au trecut atâția ani de atunci, aș vrea să mai adaug câteva cuvinte
în legătură cu cele patru biografii pe care le prezint aici în carte, pe care nu sunt singurul care a scris despre aceste persoane, eu am încercat să scriu altfel, dat fiind că, fiind un fel de șoarece de bibliotecă, am dat în decursul mulțor ani în care am trăit în străinătate, de cărți în care era vorba de români. Și acele cărți nu au ajuns, datorită vremurilor, între mâinile unor cercetători români. Mă aduc aminte și acum, eram la Arhivele Naționale Franceze, prin anii 60, a apărut o cercetătoare de la București, membră de partid, care completa un formular de cerere, ca toată lumea, și dădea ca motiv al sosirii ei la Paris, în arhive, cercetarea vieții eroilor clasei muncitoare. Ce înseamnă asta pentru francezii anilor 60, care au avut un fel de exemplar al limbii de lemn, natural, respectiv la Thomas Rachel, n-a găsit mare lucru, pentru că ea căuta ceva care nu există. În Franța, acei români despre care m-am ocupat, acești patru, au fost deschizători de drumuri. Aveau un nume, aveau avere și în străinătate ca să totuși să te faci cunoscut, trebuie să ai unde primi și în condiții elegante. Să ne aducem aminte că în vremurile în care bibeștii primeau tot ce era mai important și mai interesant la Paris, a apărut la Paris și Alexandru Macedonski, poet fără niciun ban, poet cu mari pretenții, justificate probabil, dar care erau cu totul nejustificate față de lumea căreia se adresa, și Macedonski n-a avut niciun succes. El nu s-a impus deloc. Trebuie să mai adaug că în această culegere de patru biografii mai apar, incidental, alte două femei. Una a fost Elena Văcărescu, contemporană cu Bibești, o inamică teribilă a Martei, explicabil și prin faptul că Elena Văcărescu, cu tot entuziasmul ei românesc, exagera și voi spune că ea apărea, era primită și avea un oarecare succes. Și nu voi adăuga faptul că ea totuși nu apărea cu steagul românesc în frunte, ceea ce ar fi indispus, pentru că Parisul era o capitală culturală a lumii și dacă toți cetățenii țărilor sud-americane, Grecii, Poloniei și altor reprezentanții altor culturi din Europa ar fi venit, cum venea Elena Văcărescu, cu steagul în frunte, un steag simbolic, lumea era cam obosită, era prea mult. Bibeștii au știut să se facă cunoscuți tocmai prin arta de a vorbi cât trebuie și cum trebuie pentru a fi agreați și înțeleși. Peste umbra și amintirea acestor femei se ridică astăzi umbra din ce în ce mai importantă și mai fermecătoare a reginei Maria. Era contemporană cu toate doamnele de care vorbesc. Dar, evident, faptul că astăzi un cercetător foarte destoinic, care a știut să învețe scrisul german gotic, manuscris, un scris pe care nici germanii nu-l mai cunosc decât atunci când fac studii speciale. Profesorul Sorin Cristescu a publicat corespondența regelui Carol I, corespondența rudelor lui Carol I trimise la București și, din ce în ce mai mult, scrisorile reginei Maria. Din aceste scrisori reiese o personalitate absolut corvărșitoare, care și-a iubit țara și putea să-și iubească țara de formă, era regina unei țări pe care trebuia să o iubească, așa se cădea. Ea a iubit-o din străfundul sufletului și cu talent. Mai adaug un amănunt. Faptul că bibeștii, la vremea lor, au avut succesul și considerația de care s-au bucurat,
fiind și deschizător de drumuri pentru reprezentanții culturii române. Ei atunci nu se socoteau mesageri ai nimic. Erau cine erau, primeau, aveau un rol, îl frecventau pe Prus, îl frecventau pe Enescu, frecventau o serie de pictori și de compozitori francezi, dar nu și-au dat seama că făcând aceasta au predispus la Paris o serie de personalități culturale în favoarea românilor. Doamna Filiche a amintit aici despre Mircea Eliade, care i-a succedat Martin Bibescu la Academia Regală a Belgiei și care a pronunțat un discurs de recepție, relevând tocmai un aspect mult mai puțin cunoscut al operei Martin Bibescu, folclorul vechi țărănesc român. Eu prezint în această carte, pentru prima oară în versiune românească, acest discurs al lui Mircea Eliade despre romanul Izvor, țara salcilor, al Martei Bibescu, care a consacrat-o, între altele, și ca reprezentantă strălucită a culturii românești. Un alt deschizător de drumuri pentru un mare român la Paris a fost beizadeaua Gheorghe Bibescu, socrul Martei, care era un om de cultură, un militar, a fost autorul unor lucrări de istorie militară sau de istorie diplomatică în care era tratată și România, și care a fost ales membru al Institutului Franței. Eu am avut grijă ca în această carte să explic faptul că Institutul Franței nu este același lucru și nici asta nu este și nu a fost același lucru cu institutele franceze care reprezintă cu cinste și cu onor cultura franceză în toate capitalele importante ale Europei și Americii. Institutul francez de la București nu are nimic de a face cu Institutul francez care reunește cele mai mari personalități din foarte multe domenii, de la matematică, la filologie, la geografie și așa mai departe. Ori, faptul că Bezadeaua Gheorghe Bibescu a fost ales membru al Institutului Franței, a permis Institutului să considere ca absolut normal ca succesorul lui la sediul la acel institut să fie alt român și a fost ales Alexandru Xenopol. Deci, rolul acesta de deschizător de drumuri, de figuri strălucite ale saloanelor paliziene, a fost jucat de Bibești și de chiar de Ana de Noai, care tot ea n-a disprețuit românii, dar nu prea vorbea de ei. Ei au fost totuși deschizători de drumuri. Acum mi s-a sugerat să vorbesc despre întâlnirea mea cu Marta Bibescu, despre care am tot auzit vorbind în copilăria mea. Ea era de aceeași generație cu cele două bunici ale mele, care au cunoscut-o și una și alta, care au antipatizat-o. Marta Bibescu avea această artă de, știindu-se detestată de foarte multe femei, mai ales, avea arta de a pluti deasupra unor nimicuri, unor nimicii lumești. Ea era cine era. Bunicile mele, una din ele, mi-a povestit că la o primire, unde era foarte multă lume, una din bunici sosind acolo, a văzut, sosită mai înainte, printre musafiri, pe Marta Bibescu. Și mi-a povestit, ea venise cu un grup de prieteni, care, văzând-o pe Marta ceva mai acolo, s-au întors unii către alții și spun: Marta, ca și cum ar fi fost cineva cu totul malefic de la care te putea aștepta la cine știe ce nenorocire. Marta nu era deloc, ea era peste, putea peste, însă acolo unde apăra era atât de frumoasă și așa de plăcută, încât, prin forța lucrurilor, ea ocupa scena vieții mondene și sociale, mai ales în Franța. În România ea a frecventat mult mai puțin viața mondenă de la București, ea primea la Mocoșoaia, pe cine vroia și pe cine bine voia, și de aceea nu era nici foarte iubită. Eu știind, când am sosit la Paris, aveam 30 de ani, ea mai trăia. Și am rugat niște cunoștințe, care o vedeau din când în când,
să o prevină că aș dori să o văd. Ea nu știa cine sunt, bineînțeles, familiile într-un anumit cerc știau foarte bine cine e unul, cine e celălalt. M-a primit, întinsă iarăși pe divanul despre care vorbește una din vizitatoarele americane descrisă în cartea de astăzi, pe un divan în vârstă, mereu fermecătoare, și m-am gândit atunci la expresia care circula despre ea, farmecul ei de temut. Bineînțeles, atunci era o femeie bătrână, nu avea de ce să mă farmece, însă mi-am dat foarte bine seama, chiar și modul în care era îmbrăcată, știindu-se acum în vârstă, umbla înfășurată într-o broboadă albă, îi se vedeau ochii la fel de frumoși ca în tinerețe, și conversația ei fermecătoare despre unii, despre alții, imediat ea nu știa exact ce știu și ce nu știu, de-abia venisem din România, ea evita discuțiile critice față de guvernul român, ea a fost foarte urmărită și spionată chiar și la Paris de către securitate, pentru că se știa că vede multă lume. Așa că vizita mea la Marta Bibescu a decurs în modul cel mai plăcut. M-a primit cu arta care avea darul să primească, ca și cum numai pe mine mă aștepta în seara aia să fie amabilă și interesantă. Și am mai revăzut-o după câțiva ani, când m-am căsătorit, m-am dus să-i o prezint pe soția mea. Vreau să mai adaug pentru publicul din seara aceasta și mai ales pentru tineret, că în această lume a familiilor istorice românești se vorbea între noi franțuzește și o franceză foarte bună, bineînțeles, învățată prin guvernante, la licee, la cursuri particulare. Ceea ce nu înseamnă că această lume franțuzită și criticată pentru că a fost franțuzită de către comuniști după aceea și chiar în vremea lor, în anii 30, erau anumite ziare, Șeicaru, Stelian Popescu, marele ziare de mare circulație, care spuneau o lume franțuzită care nu știe de popor. Nu era așa. În toate țările din Europa de răsărit, chiar Rusia, dumneavoastră, probabil cei care au citit Război și Pace, știu că acest mare roman începe cu o relatare a unei conversații de peste 4-5 pagini, numai în limba franceză, între gazdă și musafirii care sosesc la o recepție, în vremea lui Napoleon, și care cu toții vorbesc franțuzește între ei. Asta n-a împiedicat clasa conducătoare rusă să urmărească țeluri foarte bine cunoscute, pe care noi le-am cunoscut și pe pielea noastră. Nu i-am împiedicat pe polonezi să vorbească franțuzește la nivelul aristocrației, la fel în Grecia, în România și chiar și în Italia sau Austria, limba franceză devenise o limbă obligatorie de circulație internațională. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Franceza, inclusiv la noi în țară, a ajuns un fel de limbă moartă, ceea ce este un mare neajuns pentru cercetările istorice. Sunt o serie de tineri istorici care studiază istoria diplomatică, istoria militară, istoria politică a românilor și dau, în cel puțin jumătate de cazuri, de scrisori în limba franceză schimbate între diferitele personalități ale epocii. Reflecția este, ce să fac eu, că e pe franțuzește. Ca și cum, și așa și este, din păcate, astăzi limba franceză a devenit un fel de relicvat, mai sunt câțiva care înțeleg sau cred că înțeleg și din acest motiv este închisă pentru cercetare și pentru istorie o fracțiune foarte mare a materialului istoric de care putem dispune. Comoara de care vorbește doamna Filiti a unei corespondențe rămasă necunoscută în România a lui Proust cu Bibești va rămâne neexploatată încă multă vreme, lăsând la o parte faptul că scrierea, ortografia, grafia lui Proust era de absolut de necitit, dar cine va reuși să o descifreze și s-a reușit, se va lovi de acest obstacol al limbii franceze tratată astăzi ca și cum ar fi vorba de sanscrită sau de greacă veche.
Cu aceste observații aș vrea să închei seara de astăzi, insistând asupra faptului că, dat fiind împrejurările, am, cred că o să dau astăzi singurul de aici, care a avut ocazia să o cunoască pe Marta Ribescu, n-a fost un eveniment extraordinar, dar acum, cu trecerea deceniilor, oameni ca mine rămân din ce în ce mai puțini. Vă mulțumesc editurii Humanitas pentru ospitalitatea acordată și vă mulțumesc dumneavoastră că ați găsit clipele necesare pentru a asista la acest eveniment. De altfel, pregătim o sesiune de autografe. În cazul în care ați văzut acest volum, trebuie să vă anunț că el a apărut la Iași, da? Și este un volum în cinstea domnului Sturza. Trebuie să știți că există. Nu l-avem acum disponibil la vânzare, dar cred că avem la vânzare volumele din enciclopedie. Încă o dată le mulțumesc invitațiilor noștri, domnul Andrei Pipidi, domnul Sergiu Sipescu, doamna Filiti, domnul Sturza. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Așteptăm la autografie.